Elevii școlii Lucian Grigorescu din Mărgidia sunt din ce în ce mai pasionați de lucrurile confecționate chiar de ei, cu atât mai mult cu cât pun și suflet în mărțișoarele sau felicitările pe care le lucrează. Acestea, broderie pe carton, cusături românești și apoi le vor aplica pe cartoane, formând din ele felicitări. Avem aici floricele făcute manual, fluturaș făcut manual. Ce ai confecționat astăzi? Niște felicitări pentru mama mea și pentru profesoare. Care sunt? Acesta cu punct românesc? Tu singura ai cusut? Trandafirul? Nu. Nu, dar te-ai descurcat să coși? Aceasta este confecționată de tine? Da, am făcut trei felicitări. Trei? Da, și... Una e pentru surioara ta? Nu. Nu? Nu. Cui le vei dărui, Adeline? Mamei și doamnelor profesoare. Care este pentru mama? Nu m-am gândit încă. Vei scrie și un mesaj? Da. Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, elevele au pus la cale și momente artistice. Cum activitatea s-a desfășurat cu ocazia Zilei Femeii, semnificația acestui eveniment a fost evidențiată de una dintre eleve. Tradiția celebrării femeii datează încă din vremea grecilor. Pe atunci, inclusiv măreții zei din Olimp aveau o zi în care o sărbătoreau pe zeița Rea, zeița mama a tuturor, asociată deseori cu pământul. Astfel, odată cu ei și pământenii sărbătoreau femeii. Tehnicile pe care elevii îndrumați de cadrele didactice le utilizează sunt din ce în ce mai complexe. În ce a constat tehnica? Aveți tehnici diferite, tehnici noi? Avem tehnici diferite și anume cusături românești, cruciulița, broderie pe carton, foarte frumoasă, copiii au executat-o din timp și azi le-am adus, dar sunt și copii care au învățat de la ceilalți. Unde există această broderie aici, exemplificată? Și aceasta. Ah, ce frumos! Și asta cu sături românești. Fir!